Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Cele mai grele decizii din cariera unui jurnalist sunt cele în care etica intră în conflict cu deontologia. Etica se referă la binele general al societății, iar deontologia se referă la regulile acestei meserii. Teoretic, regulile meseriei de jurnalist nu pot intra în conflict cu interesul general al societății, tocmai pentru că ele, regulile respective, sunt gândite pentru a sluji societatea. Și totuși, în practică, lucrurile sunt întotdeauna mai complicate. O să vă dau un exemplu. Unui jurnalist îi este interzis să cheme lumea în stradă, la orice fel de proteste, și în special la cele politice. Dar ce ar trebui să facă un jurnalist atunci când guvernul amenință prin actele sale însă și existența democrației? Alt exemplu. Unui jurnalist nu îi este interzis să devină un politic. Dar dacă tot mai mulți jurnaliști devin oameni politici, atunci credibilitatea generală a Breslei scade. Și rolul presei de câine al democrației este afectat. Și totuși, eu, azi, acum, vă anunț că am luat decizia să renunț definitiv la cariera și la rolul meu de jurnalist român pentru a-mi asuma un rol politic în această țară. Acesta este ultimul mesaj pe care vi-l dau în calitate de jurnalist și este o explicație pentru dumneavoastră cei care mă urmăriți de atâta mari de ani. Busy Day! Cu Moise Guran! La Europa FM! Nu știam și nici acum nu știu dacă a contat sau cât a contat că din 2013, dar mai ales în 2017 și 2018, eu am ieșit în stradă și am chemat și pe alții să facă la fel. Nici nu mai contează cu adevărat acum cât a contat, important este doar rezultatul. Chiar dacă fiecare dintre noi, cei ieșiți în stradă în acești ani, am avut un rol micuț-micuț, pe ansamblu noi ca societate, sute de mii sau poate chiar milioane de oameni, am devenit conștienți de valorile comune pe care le avem de scopul și de agenda pe care o dorim pentru țara noastră. V-am spus atunci că aceasta este o trezire într-o formă superioară a conștiinței noastre naționale și cred și acum că asta a salvat cu adevărat națiunea noastră de la un derapaj nedemocratic. Ei bine, când am chemat lumea în stradă am știut că încalc de ontologia meseriei de jurnalist, dar am ales fără să clipesc această cale, considerând că momentele erau critice pentru societatea noastră. Alți jurnaliști au ales să nu facă asta și le-am respectat decizia, Chiar dacă m-au usturat mațele în mine când jurnalistul pe care îl respect cel mai mult mi-a spus în direct la televizor că dacă chem lumea în stradă, atunci eu nu mai sunt jurnalist, ci propagandist. N-am putut să-l contrazic. Tot într-un conflict între etică și deontologie am fost și atunci când președintele Iohannis a refuzat dezbaterile în campania electorală recentă, dar a invitat câțiva jurnaliști, printre care și eu, la o pseudo-dezbatere în care, de fapt, noi am fost cu spatele la zid. Am acceptat nu pentru că președintele făcea vreun serviciu democrației noastre, ci pentru că riscurile pentru aceasta erau mult mai mari în cazul întăririi partidului care a făcut atât de mult rău țării noastre în ultimul deceniu, nu numai în ultimii patru ani. Astfel de decizii nu sunt ușoare, dar să nu credeți că situațiile de acest fel sunt rare în meseria noastră. Eu lucrez în această breaslă de 26 de ani și cei care m-ați urmărit sunt sigur că v-ați dat seama cât de mult îmi place și câte satisfacții mi-a adus această meserie. Pentru că o iubesc, eu n-am râs niciodată de regulile și de rigorile ei. Așa că mi-am pus și eu, așa cum și mulți dintre dumneavoastră mi-a spus problema, de a face pasul spre politică. Prima dată când am luat serios în calcul această decizie a fost după sperietura pe care am tras-o cu toții pe 10 august 2018. Mi-am pus atunci problema dacă nu cumva nu mai e suficient ce fac pentru societate ca jurnalist. Să fim sinceri cu noi înșine, în acești ani răul s-a produs. Democrația a fost poate salvată, dar instituțiile publice sunt praf. Economia noastră stă pe un butoi de pulbere. Iar noi toți vom avea mult de reparat la țara noastră pentru a putea spune că acea revoluție din mințile și din sufletele celor care am fost în stradă chiar a reușit. Chiar a dus la reformarea României și a schimbat parcursul. Așa că da, intru în politică. Las totul în urmă, definitiv, pentru a merge acolo unde se iau decizii. Din punctul meu de vedere, nu există cale de întoarcere din politică la meseria de jurnalist. Am comentat de pe margine suficient. Am dezbătut idei, le-am susținut și am insistat pe ele până la obsesie uneori. Am insistat să mă contraziceți uneori enervându-vă. Am insistat să gândiți critic cu propria minte ceea ce vă spun eu sau alții ca mine, Acum cred că este nevoie și de mine și de tine, acolo unde ideile devin și realitate. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce mi-ați oferit în acești 26 de ani. Vă mulțumesc dumneavoastră, în primul rând, ascultătorilor, dar și minunate echipei Europa FM. Vă asigur că locul meu va fi luat, cum e și firesc, de un alt jurnalist, care îmi va critica în mod obiectiv și leal deciziile și acțiunile pe care le voi lua ca politician. Pentru că aici este Europa FM. Acum vă rog să vă amintiți vorba pe care v-am spus-o în urmă cu trei ani, într-o dimineață de iarnă, în care Liviu Dragnea venea la putere în România. V-am zis atunci, soarele răsare la fel și mâine. Iar acum completez ce fel de zi va fi mâine, depinde doar de noi. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.